Salutare! Sunt șef Adrian Tihulcă și astăzi vom găti împreună cheeseburger vegan. În cutie vei găsi ingredientele numerotate în ordinea preparării lor. Acum trecem la pasul numărul 2, gătitul. Punem o tigaie pe foc, foc mediu, punem puțin ulei în tigaie. Voi lua chiftelele de burger. Se voi ajuta în tigaie, ușor. Nu trebuie să țineți foarte mult chiftelele de burger pe foc. 3 minute, 4 pe o parte este suficient. Trebuie doar să se încălzească în interior și pe din afară să fie crocant. Verificăm burgerul, întoarcem. Am ales să-l fac în tigaie, deoarece voi pune cheddarul deasupra și voi pune capacul. Voi desface ingredientul cu numărul 5, cheddarul din cocos, și voi pune câte două felii de cheddar peste burger. Acum baconul. Îl voi adăuga și pe el tot aici în tigaie. Vreau să iasă și el crocant. Baconul și el este din cocos și l-am pus puțin la prăjit doar ca să îmbunătățesc aroma. Punem capacul. Burgerul este aproape gata. Îl dau deoparte cu capacul deasupra ca cheddarul să se topească. Voi lua altă tigaie, pun puțin ulei și voi prăji chiflele. Vreau să iasă puțin crocante. Avem burgerul gata, chiflele se prăjesc ușor. Și ne pregătim de montaj. Adăugăm ingredientul cu numărul 4, sosul tartar. Nu vă fie frică să puneți sos, este cel mai important ingredient dintr-un burger. Acum adăugăm ingredientul cu numărul 3, mixul de salată. Următorul ingredient, numărul 7, roșiile. 3 felii de roșii. La final, ingredientul cu numărul 8, castraveții murați. Punem și aici 4-5 felii pe fiecare burger. Acesta este cheeseburgerul vegan. Vă urez poftă bună!